Cerul este un prieten foarte, foarte mare pentru mine. Dar niciodată un maestru. Sunt maestru pentru el. Sunt Fabien, sunt fierar din Franța. Am 28 de ani. Am venit în România acum 3 ani și am stat un an să învăț meseria cu copii și descoperă țarul de România. După am plecat în Franța și am venit ianuarie asta și îmi place foarte bine România. Este un țar foarte interesant, cu oameni foarte interesant, prietenos, mâncare foarte bună și peisaj foarte frumos. România este o țară foarte agreabilă. Am realizat poartă mare, portiță, gard, grilaj, toate feronerii de artă. Învăț meseria cu copii. Copiii de la școală vin să fac practică în atelierul meu, 3 zile pe săptămână. Ei învăț meseria la început. Avem un program de meseria cu vatrai, cu lopată, clești pentru forja. Și descoper meseria și mai mult mi-a ajut pentru lucrurile mele. La început am fost strungar, învățat până 23 de ani, am făcut școala de strungar și nu m-a interesat foarte mult să lucreze la industrie. Și după am schimbat, am învățat feronerie de artă cu asociații din Franța, se cheamă Le Compagnons du Devoir. Și după am călătorit 4 ani cu ei. Am schimbat de oraș fiecare an și am descoperit mai mult meserie cu oameni, prieteni, cu patron și este o experiență foarte, foarte mare, foarte interesantă. M-a plăcut foarte mult la început, când am văzut se încălzește o bucată de fier, la fel cum devine maleabil, se schimbă de culoare, roșii, portocaliu, galben și alb, și după se topește, face scântei, foarte, foarte impresionant. Și mi-a plăcut cum se îndoie, cum se bate, se modelează. Este o magie. Datorită asociației Le Compagnons du Devoir, asociației Pro Patrimoniu, și Șerban Sturza, arhitect la București. Sunt în România și am descoperit un țar foarte impresionant și ciudat.